Următorul popas pe care am hotărât să-l efectuăm studiind traseele turistice din zona Sorocii este Mănăstirea Cosăuți. Mănăstirea Cosăuți a fost, din vechi timpuri, un izvor de lumină sufletească. Sorocienii și numiroșii vizitatori veneau aici să se roage lui Dumnezeu pentru sănătate, liniște și pace. Mănăstirea Cosăuți a fost înființată în anul 1994 de către parohul satului Cosăuți, Ieronim Palii. Acesta construiește o biserică cu hramul Adormirii Maicii Domnului, aceasta fiind finisată în anul 1999, construindu-se apoi și un corp de chilii cu trapeză. Mănăstirea este situată în apropierea locului numit La Pristol. Aici s-a aflat o mănăstire de călugări cu hramul Nașterea Maicii Domnului, întemeiată în anul 1729 de doi preoți monahi, Pavel și Gavril. Mănăstirea a ajuns în ruină și a fost închisă în anul 1833. Pe locul ei a rămas un mic paraclis unde creștinii aprind lumânări și se închină. La etapa actuală, la Mănăstirea Cosăuți, vin numeroși credincioși, călători și turiști care își alină sufletul și găsesc aici clipe de înălțare. Apa cristalină din izvorul sfânt tămăduiește rănile sufletești și cele trupești suferințelor veniți aici, chemați de credința în Dumnezeu și de calitățile excepționale ale izvorului. Iar fiecare vizită la Pristol și mănăstire neapărat aduce ceva nou celor însetați de cunoaștere și oferă posibilitatea de a savura din peisajul fantastic și liniștea din jur.